A patru ediție a acțiunii umanitare Ajutăm suflete, hrănim copii s-a desfășurat sâmbătă 22 octombrie la Deva. Oamenii binevoitori nu s-au lăsat mult timp așteptați, oferind fiecare după posibilități alimente de bază. În nici 4 ore s-au adunat peste 1,5 tone de produse alimentare nealterabile. Deveni cu suflet mare au donat baxuri întregi de făină, orez, saci cu fasole, cartofi, ceapă, zahăr, pateu, ulei, paste, conserve de ciuperci, cutii întregi cu napolitane și biscuiți. Toate donațiile au plecat imediat după încheierea campaniei la centrul social din localitatea Negrenii de Sus, județul Teleorman, de care se ocupă preotul Bogdan Cristian Danu, cel care oferă zilnic o masă caldă pentru zeci de copii și bătrâni.